Haideți să ne deschidem inimile în această dimineață să vedem ce are Duhul Sfânt pentru tine și pentru mine. Prima dată a avut pentru mine. M-am tot rugat și am tot meditat la un subiect. Un subiect care pe mine mă frământă de mult timp. Vedeți? Creștinismul în care noi credem nu este un creștinism al vorbelor, corect? Este un creștinism al faptelor, este un creștinism al puterii. Evanghelia ne spune că Evanghelia nu stă în vorbe, ci stă în putere. Vedeți? Această putere o vedem pe paginile Scripturii, așa este? Vedem această putere extraordinară, excepțională, o putere care nu a mai fost văzută niciodată în istoria omenirii. Gândiți-vă că Scriptura ne vorbește despre un Dumnezeu măreț care doar rostește anumite lucruri și în momentul când El rostește, lucrurile iau ființă, așa este? De multe ori spuneau, oamenii spuneau, unde este acest Dumnezeu în acest univers? Pe Dumnezeu nu poți să-L găsești în acest univers. Fantastic, și universul este, m-am mai spus eu despre acest univers cât e de imens, da? Din punct de vedere științific. Dumnezeu este dincolo de lumea materială, dincolo de univers. Și El ne spune pe paginile Scripturii că doar a rostit și lucrurile au luat ființă în univers. Și fiecare stea din universul acesta, El i-a dat un nume. El ne spune că El a creat pământul, a creat animale, te-a creat pe tine și m-a creat pe mine. Și lucrul pe care mă iubește, că El atât de bine te cunoaște pe tine și pe mine, încât spune că și perii din capăt sunt numărați. E fantastic! Eu ca părinte nu știu așa de multe lucruri despre copiii mei, dar Dumnezeu cunoaște totul despre mine și El spune că cunoaște chiar și simțirile inimii tale. De aceea noi nu ne putem ascunde de El, pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în fața Lui, înaintea Lui, suntem cum? Goi și descoperiți, dragilor. Și când venim să cerem ceva lui Dumnezeu, spune că nu-i neapărat să deschizi gura, că El știe dinainte ce vrei tu să ceri, pentru că El îți cunoaște inima. Doar că trebuie să ne deschide gura, pentru că Lui place să audă prin gura noastră despre noi. Această putere o vedem în Noul Testament la Domnul Iisus Hristos. Această putere a deschis ochii orbilor. Un singur cuvânt rostit și acel orb, da? Ce-a făcut Domnul? A scuipat puțin, a luat pământ, da? I-a uns ochii și la un singur cuvânt rostit orbul a văzut. Am văzut un olog care nu a mers toată viața, corect? N-a mers niciodată. Și Domnul Iisus a spus, ce este mai ușor să spun? Ridică-te și umblă sau păcatele sunt iertate? Bineînțeles că evreii s-au șocat. Învățătorile, cum poți să spui că păcatele sunt iertate? Că doar unul poate să ierte păcatul și acela este Dumnezeu. Cum poți tu să spui? Ok, ce e mai ușor să spun? Ridică-te și umblă sau păcatele sunt iertate? Normal că e mai ușor să spui păcatele sunt iertate, că e vorba de vorbe. Dar puterea, cine poate să rostească un cuvânt și ologul să se ridice? Este o putere care stă în spate. Vine Domnul Iisus Hristos mergând spre și vin ucenicii, da? Și spun, Doamne, Lazar a murit. A murit. Se duce în fața pietrei și spune, dați piatra la o parte. Doamne, cum să dau piatra la o parte? E mor de 3-4 zile. Dați piatra la o parte. Cineva rostește și acela este însuși Fiul lui Dumnezeu, care spune, Lazare, îți poruncesc să ieși afară. Vino de la moarte la viață. Ăsta este Dumnezeul tău și ăsta este Dumnezeul meu și asta este puterea lui Dumnezeu. Cum o face? Prin ce tehnologie o face? Habar n-am. Nu știm, nu avem acces la această taină imensă să spui unui mort, ridică-te și ieși afară. De multe ori nu realizăm. Și ultima și cea mai tare, l-au țintuit pe o cruce
L-au biciuit, l-au umilit, l-au omorât, l-au pus în mormânt și după 3 zile, singur, s-a ridicat de la moarte la viață. Acesta este Dumnezeul tău și Dumnezeul meu. Aceasta este puterea care este, îți este dată, cum ar veni, pe care o ai la dispoziție, să spunem așa, în ghilimele. Îmi place creștinismul pentru că se diferențiază de toate religiile lumii. Toate religiile lumii spune că dacă vrei să ajungi la Dumnezeu, tu trebuie să faci o grămadă de lucruri. Corect? Toate religiile lumii spun că trebuie să fii blând, trebuie să fii bun, trebuie să fii darnic, trebuie să te jerfești și la sfârșitul vieții, dacă Dumnezeu dorește și își face milă de tine, El te va primi în împărăția Lui. Astea spun toate religiile din lumea aceasta. Singura religie, singura credință care spune total diferit este cea creștină și vine și spune, tu nu trebuie să faci nimic ca să ajungi lângă mine. Singura credință este cea creștină care spune, Dumnezeu a făcut totul. Și această putere și această putere de mântuire nu stă în tine, nu stă în ființa umană și nu trebuie să faci nimic pentru a ajunge lângă El, pentru că El a făcut totul pentru tine. Noi nu putem să ajungem la Dumnezeu prin eforturile noastre, prin faptele noastre. Noi nu putem să ajungem la Dumnezeu prin puterea noastră. Și asta mă face fericit, că Dumnezeu a făcut totul pentru mine. Creștinismul oferă soluția. Dar după ce ți-a dat dreptul să ajungi acolo în cer, există acel proces de sfințire care durează. Și vedem această putere manifestată pe care o are Dumnezeul tău și Dumnezeul meu. Și totuși, stând în fața acestei puteri, cum trăim noi? Da? Aici e problema. Cum trăiești tu și cum trăiesc eu? În fața unei astfel de puteri, noi trăim un creștinism, nu toți, nu spun asta, mă dau exemplu pe mine, ca să vă pot demonstra ce creștinism trăim noi, este un fel de creștinism din acesta. Pace. Un om de lângă mine care știe că-s creștin, unde mergi? La biserică. Dacă nu mă duc la biserică, cine știe, poate Dumnezeu să mă pedepsească. Și ce faci? Mă duc, iar trebuie să mă rog. Iară vin, iară mă chinuie păstorii din Biserica Agape că trebuie să mă rog, că trebuie să slujesc. Iară trebuie să mă duc la slujire. Trăim un creștinism obositor. Suntem obosiți. Suntem obosiți, suntem frustrați și dacă cineva de lângă mine mă vede, știți ce spun unii prieteni de-ai mei? Chiar și astăzi a fost unul aici. N-a rezistat să rămână. Am zis, bă, nu-i problemă, că dacă cumva cel rău încearcă ceva, suntem aici, ne rugăm pentru tine, nu-i problemă. Știți ce spun unii? Cristi, decât o așa viață, păi eu beau 2 beri și sincer să fiu mai fericit ca tine. Când îmi spune chestia asta, mă ia fiorii și spun, Doamne, iartă-mă! Doamne, iartă-mă! Ești atât de minunat, ești atât de măreț! Planul tău este uimitor! Nimeni n-a putut să facă ce ai făcut tu pentru mine! Și eu să trăiesc un astfel de creștinism? Un creștinism plin de frustrare? Toată ziua să mă ciorovăiesc? Toată ziua să fiu nemulțumit? Toată ziua să fiu frustrat? Toată ziua să fiu obosit și să spun iară mai bine o zi, iară trebuie să mă rog, iară... Ăsta e creștinismul, când de fapt ar trebui să vin la biserică să fiu plin de viață. Când iubesc pe cineva, când m-am îndrăgostit de soția mea, păi nu m-am dus, m-am dus să mă întâlnesc cu soția mea, m-am dus să mă întâlnesc cu prietena mea care o iubesc. O iubesc, sigur. O iubesc, ce să fac, mă duc. Abia aștept, dragule, abia aștept. Stau 2 ore în fața geamului să văd, poate că măcar îmi dă un zâmbet ceva. Și dacă mi-a dat un zâmbet, gata, s-a cucerit. Bine? Mă uitam la Michael Jackson. Stăteau 10 de oameni, poate 100 de oameni în fața casei lui. Ore în șir, în frig.
ploua, doar dă perdeaua la o parte să ne facă cu mâna. Și când a dat perdeaua la o parte și a făcut cu mâna, vreo 20 au căzut pe jos și au chemat salvarea. Păi și atunci îmi pun întrebarea, noi ca și creștini, cum avem dreptul, cum ne putem permite să venim la Dumnezeu așa, când El este, când El este ce este. Și dacă eu sunt copilul Lui, nu am dreptul să trăiesc un astfel de creștinism, înseamnă că ceva nu e în regulă. Înseamnă că îmi lipsește ceva. Și în dimineața aceasta trebuie să înțelegem ce ne lipsește. Vedeți? Cei mai mulți creștini sunt obosiți și își pierd pasiunea față de Dumnezeu. Ne pierdem acea înflăcărare. Ne pierdem acea pasiune. Și încercăm tot felul de tertipuri. Normal că nu-ți place. Îți place viața aia? Păi, unii merg în crâșmă. Mi-aduc aminte un mare actor, mi-mi place foarte mult de el. Toată viața lui a stat prin crâșmă. Toată viața lui. Nu neapărat era un bețivan, dar stătea în cârciumă foarte mult timp. El spunea că toată viața lui așa... reporterii au venit la el și i-au spus, spune-mi, de ce toată viața ai stat în crâșmă și nu ai stat poate cu familia ta? Nu și-a întemeiat o familie. Știți ce a spus? Îmi place atmosfera de acolo. Îmi place faptul că stau cu oamenii, îmi place să-i privesc pe oameni. Era pasionat pentru asta. Era pasionat să relaționeze, pasionat să stea cu acei oameni. El și-a găsit plăcerea și pasiunea. Până a murit, a stat în crâșmă. Și să știți că nu a murit din cauza alcoolului. Și noi, dacă oamenii din lume și-au găsit aceste pasiuni, noi ca și creștini, vedeți, de multe ori, e un fenomen acum, nu mai poți să aduci pe oameni la biserică duminica. A, nu, mă, duminica nu pot. Păi de ce nu poți? Vreau să dorm. Și atunci îmi pun întrebarea, de ce este așa de greu? De ce? Nici să vii cu forța, nici să vii cu sila la biserică, iar nu-i bine. Ci să, băi, abia aștept să mă întâlnesc cu fratele meu. Băi, abia aștept să stau la masă 2 ore și să discut cu el. Să discutăm experiențele pe care le, durerile, bucuriile. Dar ne lipsește lucrul ăsta. Și ce fac oamenii, ce fac și eu, ce am făcut și eu de multe ori, am zis, mă, poate dacă încep un curs, poate că cursul respectiv îmi va da puterea, pasiunea aia, să trăiesc un creștinism plin de viață. Poate că dacă citesc o carte despre discipline spirituale, poate că această carte mă va influența destul de tare ca să nu mai trăiesc un creștinism obositor, frustrant și lipsit de pasiune. Poate dacă mă duc la Delia, de exemplu, și spun, Delia, unde mergi tu? Că văd că acum Delia, dragă, așa e de pasionată să meargă, să ajute pe cei săraci. Poate asta e soluția și mă duc la Delia și spun, Delia, ia-mă și pe mine. Și pentru că scrie Biblia că dacă dau un singur pahar de apă în numele Lui, El mă va răsplăti. Și percep acea fericire, acea împlinire. Dar oare asta e soluția? Cât va ține chestia asta? Poate că, ok, de mâine decid să slujesc. De mâine vin în biserică și de mâine voi sluji și sper că dacă voi sluji, nu voi mai fi acel creștin apatic, ci voi fi plin de viață. Așa cum îl vedeți pe pastorul Daniel, imediat la 80 de ani, el e plin de viață. M-am uitat și acum pe Facebook, viața, hai de mine. Da, înțeleg tot ce spune. Tot, la engleză, la el înțeleg absolut tot. Deci plin de viață, plin de viață, plin de pasiune, la 80 de ani. Și spun, Doamne, eu am de-abia jumate. Încă 40, oare reușesc să am această motivație, această atitudine? Care e secretul lui? De multe ori îmi spune secretul lui. E tăria noastră. Și văd unii oameni care, nu din biserică, din lume, la 70 de ani, abia merg, dar numai că merg, au o atitudine de ți-e groază să stai lângă ei. Groază, morocănoși, suzi, mai ales dacă a fost șef la viața lui, e dezastru. Deci el, unii cred că după ce au ieșit la pensie, ei toți șefi sunt. Și se raportează la cei de lângă ei ca un șef și atunci te deranjează lucrul ăsta. Așa este sau mi se pare mie? Fericit ești. Pavel, dragilor,
Vezi, eu nu vreau să spun că noi suntem, voi sunteți greșiți, mamă, Iosif. Da. Nu, și eu trec pe aici. Și ca să răsuflăm ușurați, să știți că și Pavel a trecut pe aici. Nu numai noi. Și el a trebuit să învețe o lecție. Și el a avut revelație cu privire la ceva. Pentru că și el a trecut prin stadii din astea de un creștinism obositor și apatic. Și fiți atenți ce spune el. Roman 7, de la 15 încolo, spune: căci nu știu ce fac, nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Și atunci, nu mai sunt eu ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu un adevăr. Știu un adevăr. Că nimic bun nu locuiește în mine. Vedeți de ce spun că Dumnezeu a făcut totul? Vedeți de ce creștinismul spune total diferit de celelalte religii? Pentru că Scriptura vorbește foarte clar. Nimic bun, niciun om de pe planeta asta nu este bun, spune Dumnezeu. Doar El este bun. Și atunci tu nu te vei putea mântui singur. Tu nu poți să-ți ierți păcatele singur. Pentru că nu locuiește nimic bun în tine, ci noi avem nevoie de El ca să fim buni. Datorită Lui suntem ce suntem, nu datorită nouă, și noi nu avem nicio contribuție, nici măcar de 1%. Să nu intru în detalii, că până și credința, nu știu dacă vine chiar de la tine, și aia e un dar. E o altă idee. Nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. M-am născut cum te-ai născut? În Duhul, da? De unde? Te-ai născut în firea ta pământească. Te-ai născut într-o fire umană care este atât de confortabilă să păcătuiască. Pe un copil de 5 ani, uitați-vă, copilul până la 5 ani este excepțional. E, după 5 ani începe firea adamică să-și arate colții. Începe să te manipuleze, începe să te mintă și îl întrebe copilul ăla: mă, ce cărți ai citit tu despre manipulare? Că aici, domnule, de exemplu, în televiziune spune fiica mea că e la facultate, tata, în televiziune 90% e manipulare. Te manipulează ăștia cum nici nu-ți imaginezi. Te face să cumperi niște produse care sunt de 2 lei, dar tu ai impresia că-s meseriașii. Dar ți-o prezintă în așa fel încât tu crezi că ai nevoie de ele. Și copilul de 5 ani te minte și te manipulează și spui: bă, dar unde ai învățat? Unde ai citit lucrurile acestea? Nu le-a citit niciunde, dragule. Este în firea noastră umană. Alunecăm ușor, este confortabil și de multe ori să trăim în Duhul este destul de greu. Pentru că ce-i drept, am voința să fac binele la nivelul minții. Tu și eu știm că trebuie să facem. Și până și cei de lângă tine știu așa de bine cum trebuie să vorbești. Știu așa de bine cum trebuie să te comporți ca și pocăit, ca și creștin. Ei știu exact. La nivelul minții știu și ei, știm și noi. Problema este, am voința să fac bine, dar n-am aici chiar. Din nou puterea pe care oare o vedem la Dumnezeu, El vine și ne-a promis-o. A spus: puterea aceasta poate să te însoțească. Pentru că titlul mesajului din dimineața aceasta este: puterea care te transformă. Ăsta este titlul mesajului: puterea care te transformă. Doar aia te poate face un creștin frumos. Doar acea putere din Dumnezeu. Și Pavel vine și spune: la nivelul minții știu, citesc legea și văd că este bună, dar nu am puterea să fac. De aceea, în dimineața aceasta, tu ai nevoie să spui: Doamne, vreau să înțeleg cum accesez această putere. Doamne, cum intru în această putere ca să mă transforme? Pentru că sunt într-un proces de schimbare și de transformare. Pentru că Tu mi-ai rezolvat. El a rezolvat problema veșniciei tale. A rezolvat-o. Problema este că tu și eu trebuie să ne schimbăm încă de pe pământ, că atunci când vom ajunge în cerul să fim creștini frumoși. În caracter. Că vă văd de aici din față și sunteți foarte frumoși. Dar așa de bine ne coafăm uneori și așa de bine ne îmbrăcăm și ne ascundem încât Domnul te vede pe interior și mă vede și pe mine. Eu pot să fiu foarte frumos și foarte meseriaș în fața voastră, dar dacă vreți să aflați mai multe despre mine, stați de vorbă cu soția mea, stați de vorbă cu copiii mei. Și atunci ei vă vor spune cine este Cristi cu adevărat. Și mă străduiesc să fiu și acasă și în biserică la fel. Dacă mă uit la soția mea, râde. Deci nu reușesc tot timpul.
Ați văzut? Nu reușesc tot timpul. Nu știu dacă dumneavoastră reușiți. Eu nu reușesc tot timpul. De multe ori vrem să fim acei creștini plini de viață, am citit o carte, am încercat un fel de studiu, am încercat să slujesc, bă, n-a funcționat. Și atunci încerc altceva, încerc, hai să stabilez niște principii. Principii lipsite de putere. Hai să încerc cu reguli, reguli fără susținere. Hai să încerc cu tot felul de legi, legi lipsite de viață. Și o dai în legalism de nu te vezi. De trăiești sub condamnare toată viața. Aceste lucruri la început sunt obositoare. Dar după ce că sunt obositoare, dai, par insuportabile și de aici până a cădea în firea ta pământească este atâtica. Îți fixezi tot felul de legi, tot felul de principii fără viață și de aici obosești, din oboseală dai în frustrare, de acolo aluneci ușor, ușor către firea pământească și de multe ori când ajungi în biserică, o dai cu firea de sute la tine, mă, tu ești creștin? De multe ori oamenii vorbesc despre noi, ăla e creștin? Păi n-ar trebui să, pentru că ei știu foarte bine cum trebuie să te comporți. Ați primit trei lucruri. Trei lucruri am primit. Am primit un bilet de călătorie. Am primit un certificat și un catalog. Biletul de călătorie are o singură destinație, către Dumnezeu. Certificatul este certificatul de mântuire care însuși Dumnezeu semnează pe el și îți spune, tu ești mântuit. Și ne-a rămas un catalog care este Scriptura și care privim în el câte lucruri avem la dispoziție, corect? Și dacă avem această viață, care nu ne convine și nu-ți convine nici ție, nu-mi convine nici mie, o viață obositoare, vii și spui, Doamne, văd că nu mă pot controla. De multe ori ce mi iese pe gură, jignesc, Doamne, jignesc pe oameni, pe frații mei și nu vreau lucrul ăsta. Că ești ca și Pavel, știu că nu-i bine, da. Știți că vin unii și spun, bă, îmi pare rău, eu așa sunt. Eu când îmi dau drumul la gură, îmi dau drumul, frate, nu mă oprește nimeni. E așa de fain când îți dai drumul la gură. Sau comportamentul nostru. Și spui, Doamne, vreau autocontrol, Doamne, vreau să-mi controlez gândirea, vreau să-mi controlez vorbirea, Doamne, vreau autocontrol, Doamne, Tu vorbești despre iubire, Doamne, dar eu nu iubesc nici cățelul din casă, nu-l iubesc. Păi ce să mai iubesc și pe fratele? Să mai iubesc dușmanii? Aoleo, că dacă mă calcă pe bătătură, uraganul de la Navarone. Cum faci când cineva te jură? Cum faci când cineva îți lovește mașina? Cum faci când cineva știe că te bârfește? Cum faci când cineva îți dă o palmă? Bărbați, aveți curaj? Am nevoie să iubesc. Doamne, n-am răbdare deloc și Tu spui că trebuie să fim răbdători. Doamne, cum să am răbdare? Că n-am răbdare. Am nevoie de răbdare. În Scriptură vorbește despre răbdare. Doamne, vreau să fiu bun. Tu ai spus că ești un Dumnezeu bun. Dă-mi și mie din bunătatea asta, că mă uit la mine și de multe ori nu văd bunătatea asta. Mă enervez din orice. Și nu pot să fiu bun. E adevărat? Vrei să fii bun? Numai că vrei să fii bun. Păstorul vine și de fiecare dată spune, ai citit, ai studiat? Pentru că dacă nu mănânci cuvântul lui Dumnezeu, de multe ori, dragilor, încercăm să fim un om după inima lui Dumnezeu. Și acum spun cuvântul cheie. Prin puterea noastră. Aici e problema. Biletul este clar, știi unde mergi, dacă te întreb în dimineața asta, știi unde mergi. Dacă te întreb dacă Dumnezeu a semnat certificatul bazat pe ce spune Scriptura, ești mântuit. Dar vreau să fiu un om după inima lui Dumnezeu, dar prin forțele mele proprii. Și atunci am pun întrebarea, oare nu cumva din cauza aceasta? Oare nu cumva din cauza aceasta? Am falimentat?
punem întrebarea, de ce este Iisus viu? De ce trăiește Iisus și astăzi? Care este scopul lui Iisus? Care este scopul vieții lui Iisus pe pământ? Este ca și cum Domnul Iisus Hristos ar veni acum în familia ta sau la tine și îți vede viața și îmi vede viața. Acea viață de creștinism obosit, frustrat și amăgit. Și Domnul Iisus Hristos vine la noi și ne întreabă, Cristi, doar pentru asta am murit eu? Doar pentru asta mi-am dat eu viața? Și categorică spun, Doamne, nu. Încetează să mai trăiești viața asta de creștin obosit. Încetează să te mai străduiești să fii un creștin bun. Ia decizia în această dimineață să spui, Doamne, eu nu vreau un creștin, dacă l-am trăit până acum, Doamne, vreau să mă debarasez de el și te rog să mă ierți că am încercat prin eforturile mele proprii și vreau să trăiesc adevărata viață creștină pe care Tu mi-ai promis-o. Iisus a venit și a spus, am venit să vă dau viață și nu o viață oarecum pe care o au și oamenii și lumea, ci o viață cum? Din belșug, dragule. Din belșug înseamnă bucurie, din belșug înseamnă roada Duhului Sfânt, din belșug înseamnă pace, din belșug înseamnă speranță, din belșug. Asta înseamnă. Când vin la biserică, nu mai vin așa. Chiar dacă ai probleme, știu că ai probleme. Nu e scutit de probleme, dar în problemele respective, Hristos este cu tine și ai acces la acea putere. Problema este că trebuie să te decizi. Să știți că am trecut pe aici, nu știu câți dintre voi ați trecut pe aici. Iisus ne spune un singur lucru. Dacă vrei să ai această viață adevărată, tu nu poți să o trăiești prin puterea ta. Ascultați-mă bine acum. Nici nu poți să accesezi nimic din ce are El. Știți ce vrea El de fapt? Asta vrea. Gândiți-vă că acest scaun este tronul inimii voastre. Și tu stai pe scaun și eu stau pe scaun aici și spun, Doamne, trăiesc un creștin cum îl trăiesc? În catalog scrie că pot să iau o grămadă de lucruri de acolo. Și vin și spun, Doamne, în Scriptură scrie că pot să-mi dai autocontrol. În catalog scrie că pot să fiu bun. Și, Doamne, dă-mi bunătate. Și când stau pe tronul inimii mele, pe eforturile și pe puterea mea, adică pe tronul vieții mele, da, eu decid. Eu decid unde vreau să merg, eu decid ce vreau să fac. Nu decide El, decid eu. Și spun, la un moment dat când văd viața asta a mea frustrată, la un moment dat spun, Doamne, am nevoie. Dă-mi, Doamne, bunătate. Și Domnul care este lângă mine spune, vrei bunătate? Eu pot să-ți dau bunătate, dar dacă ți-o dau, te ține 3 zile. Doamne, am nevoie de autocontrol. Eu pot să-ți dau. Scrie în Scriptură, Doamne, dă-mi. Tu ai spus că dacă cerem ceva, Tu ne vei da. Și așa este, corect? Văd în catalog toate lucrurile astea. Astea, lucrurile astea mi le-ai promis mie, Doamne. Mi le dai, că mi se cuvin. Tu mi le-ai promis. Și Domnul spune, eu ți le dau. Dar după ce îți dau bunătate, o să rezici 2 zile, 3 zile. Păi și atunci, care e secretul? Ei, știți cum vedem lucrurile? Ca un supermarket. E ca și cum mergi la supermarket, da, ai intrat înăuntru și ai rafturile în față unde îți alegi toate lucrurile. Și ai impresia că le accesezi, le iei. Și așa este. Crezi că le iei. Și vin. Că-i dragoste, că-i bunătate, că-i credință, că-i binecuvântare materială, toate lucrurile astea le poți dobândi. Dar ascultă-mă, nu este de lungă durată. De ce de multe ori când mă duc la o conferință, de multe ori sunt așa de entuziasmat, sunt așa de pasionat, vin acasă, întrebați-o pe soția mea. Nu știu dacă ați experimentat lucrul ăsta. Wow, mi-aș da viața pentru Hristos. Și mă ține 3 zile sau o săptămână. Ați experimentat asta? Nu ține mult. Și atunci, Doamne, care-i secretul? Care-i secretul? Și Domnul Iisus spune în felul următor, până nu te dai jos de pe tron, nu vei putea. Au, păi, Doamne, stai puțin, dar eu vreau să, nu vrei să, dă-te jos. Când l-am primit pe Iisus Hristos în viața mea, a trebuit să iau o decizie să mor, să renunț la viața mea. Corect? Ai făcut lucrul ăsta?
Când ai renunțat la viața ta, l-ai primit pe Iisus Hristos ca Domnul tău. A fost o schimbare totală? S-a văzut schimbare în viața ta? Câți ani de creștinism ai? E de durată? În urma faptului că ce? Ai spus, Doamne, ajută-mă să fiu bun? Nu. Ci în urma faptului că ai decis să pui pe tron, pe El, să-ți fie Domn. Și astăzi ești în biserică pentru că ai luat acea decizie. Dragul meu și draga mea, în această dimineață Domnul vrea să faci la fel. El nu vrea să-ți dea bunătate, El nu vrea să-ți dea dragoste, El spune doar atât, vreau să trăiesc eu prin tine, dă-te jos de pe tron și atunci cu adevărat vei avea viață. Eu vreau să trăiesc prin viața ta. Și așa cum acum 25 de ani ai luat o decizie radicală de a te separa de lumea aceasta și de a mă primi pe mine ca Domn și Mântuitor, și a funcționat. Dacă vrei să ai o viață împlinită și fericită, lasă-mă pe mine să domnesc în viața ta. Și acea putere va fi în tine. De multe ori le spun la oameni, oamenii care se botează, le spun, ce înseamnă botezul? Pentru că când intri în apă, ai murit împreună cu Iisus și la o viață nouă. Problema este că ne este greu să murim, dragilor. De multe ori ne este așa de greu să murim. Și secretul este, lasă-L pe Iisus să trăiască în viața ta. Nu cere de la Dumnezeu lucruri, ci spune doar atât, Doamne, vreau să fii Domnul vieții mele în fiecare zi. Știu că este o bătălie în fiecare zi să mă lupt să te las pe tine pe tron și să nu mai trăiesc eu cu visurile mele, cu pasiunile mele, ci să te las pe tine să trăiești în viața mea. Și Biblia ne vorbește despre lucrul acesta. Ne spune în Romani 5:10, căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Nu prin ce ne dă, prin ceea ce ne dă El, ci prin viața Lui suntem mântuiți. Acum, mântuiți nu înseamnă numai iertați de păcate. Mântuiți nu înseamnă numai împăcat și eliberat de sub pedeapsa păcatului, ci mântuiți înseamnă eliberare de sub puterea păcatului care este exercitat asupra ta. Și ca să poți să reziști acelei puteri care vine din afară și să accesezi puterea lui Dumnezeu, nu poți decât dacă El este pe tronul inimii tale. Nu poți decât dacă lași pe El să trăiască prin tine. Doi Corinteni 4:10. Purtăm întotdeauna cu noi în trupul nostru omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Ce să se arate în trupul tău? Viața lui Iisus, nu viața ta. Tu ai murit. E greu. E greu, dar e ușor, pentru că Domnul nu vrea să te chinui. Domnul spune, dacă tu mori în fiecare zi din punct de vedere spiritual, din punct de vedere lumesc, firesc, da? Dacă tu vei muri și mă vei lăsa pe mine să trăiesc în tine, vei birui și vei avea un creștinism pe care îți dorești. Viața nu este a ta. Viața nu mi-a împărține. Viața este a Lui. Dacă există ceva veșnic și valoros, este viața Lui Iisus care curge prin tine. Singura putere care asigură transformarea de durată, singura putere, este Hristos în mine. Dar dacă tu nu dorești lucrul acesta, vreau să spun că Iisus nu se va lua niciodată la trântă cu tine. Iisus este un gentleman. Iisus este atât de finuț încât efectiv te roagă și îți dorește binele și îmi dorește binele. Dacă tu vrei să rămâi pe tronul inimii tale, vreau să spun că nu ai nicio șansă. Să reziști și să trăiești un creștinism autentic, un creștinism plin de viață și plin de pasiune. Când l-ai primit pe Iisus ca Mântuitor, El a intrat nu să fie vizitator, nu să vină să-ți dăruiască tot felul de lucruri pe care tu le dorești, ci Iisus a venit să locuiască.
Asta este diferența între noi și celelalte religii ale lumii. El nu spune să faci o grămadă de lucruri ca să fii mântuit, ci El spune, am venit să locuiesc împreună cu tine și am venit ca viața mea să fie în locul vieții tale. Am venit ca să te dai jos de pe tronul tău și să mă lași pe mine pe tronul inimii tale. Asta este creștinismul, asta este credința cea adevărată care ne duce cu adevărat în direcția care trebuie. Și în momentul când El domnește în inima mea, în momentul când El este pe tronul inimii mele, ascultă-mă, oamenii nu te vor mai vedea pe tine. Cum te văd vecinii tăi? Cum te văd cei din familia ta? Te văd pe tine sau îl văd pe Hristos? Tot ce faci urât și negativ, tot ce este rău, este de la tine și este de la mine. Tot ce este bun vine de la El. Așa că puneți faptele în balanță și vezi câte fapte bune faci, câte lucruri bune faci în viața aceasta, zi de zi. Care este atitudinea ta? Care este vorbirea ta? Dacă vorbirea ta, dacă faptele tale, dacă atitudinea tale nu sunt conform standardelor lui Hristos, atunci tu ești pe tron. Și în dimineața aceasta trebuie să spui doar atât, Doamne, iartă-mă! Iartă-mă pentru că vreau să trăiesc! E ciudat! Vedeți, creștinismul e ciudat să spui, iartă-mă că vreau să trăiesc. Să mor față de faptele firii. Să mor față de lumea aceasta. Nu este simplu, dar este ușor atunci când îl las pe El. Transformarea personală în patru cuvinte. Trebuie multă teologie să o înțelegi. Patru cuvinte. Iisus în locul meu. Iisus în locul meu. Sau, nu eu, ci Hristos în mine. La atât se rezume Evanghelia. Aici se află puterea care ne va schimba. Tu trebuie să ajungi la concluzia că nu poți să te salvezi singur. Pe Dumnezeu nu-L interesează eforturile noastre absolut deloc. El vrea doar să ne pocăim de păcatele noastre și să-L primim pe Iisus prin credință pe tronul inimii noastre. Atât! Dacă tu încerci să te forțezi, să te chinui, ascultă-mă, vei eșua și vei trăi un creștinism și spui, Doamne, cine m-a pus să fac? Iisus nu dorește să te chinui. Iisus dorește să trăiască prin tine. Dacă nu facem lucrul ăsta, nu este nicio diferență între noi și altă religie, care este bazată doar pe eforturi umane. Coloseni 2:6 spune, astfel, dar după cum ați primit pe Hristos Iisus, Domnul, așa să umblați în El. A umbla cu Iisus înseamnă a lăsa pe El să trăiască în tine. Ultimul lucru de care ar vrea să mă ating în această dimineață este acea putere a Duhului Sfânt care trebuie să locuiască unde? În noi. Corect? Trupurile voastre muritoare și trupul meu muritor, ce este? Templul Duhului Sfânt. Vezi? Din nou, Domnul nu spune să faci ceva anume, ci Domnul îți spune, lasă-L pe Duhul meu să locuiască în tine și atunci El se va vedea. Lasă-L pe Hristos să trăiască în tine, pe tronul vieții tale și atunci oamenii vor vedea. Și fiți atenți, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, Romani 8:2, în adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus ne-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Romani 8, de la 4 la 5 spune, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Că dacă trăim după îndemnurile firii, ajungem unde ajungem. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după ce? După îndemnurile firii pământești. Pe când cei ce trăiesc după îndemnurile ale cui? Duhului, umblă după lucrurile? Duhului, când îl ai pe Iisus, stăpânul vieții tale, cum poți să umbli după lucruri? Nu te interesează. Ele sunt lângă tine, dar nu mai au nicio atracție asupra ta. Vedeți? Spuneam că depinde cine te controlează. Dacă mintea ta, dacă inima ta
sunt conectate la lucrurile acestei lumi, ele vor avea puterea asupra ta. Vedeți, din nou spune Duhul, 8:11, și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina cui? Duhului. De ce? Pentru că El locuiește unde? În noi. Înțelegeți ideea? Totul trebuie să fie în noi, în inima noastră. 8:13, dacă trăiți după îndemnurile ei, adică firii pământești, veți muri. Dar dacă prin Duhul, din nou Duhul, face să moară faptele trupului, veți trăi. Deci care e șansa ta? Duhul Sfânt din tine, Hristosul din tine, face să moară faptele firii pământești care sunt unde? Tot în tine. Că te-ai născut cu ele. Vedeți din ce observăm aici? Duhul, Duhul, Duhul. Aici se pune accent foarte mare. Pe Duhul, nu prin ceea ce ceri tu pentru tine, ci Dumnezeu dorește ca Duhul să te stăpânească, ca Duhul să te controleze până la urmă urmei. Ce înseamnă, ați auzit o grămadă de predici, ce înseamnă pentru voi a fi plin de Duhul Sfânt? Ca să poți să reziști unei tentații în lumea aceasta, ca să poți să trăiești acel creștinism de care vă spun eu biruitor, da? O viață biruitoară, acea viață care ne-a promis-o Dumnezeu, tu trebuie să fii cum? Plin de... Ce se întâmplă când ești plin de fire? Plin de Duhul Sfânt. Ce înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt? A fi plin de Duhul Sfânt. Efeseni 5:18. Intru într-o temă pe care eu am dezbătut-o mult timp la tineret. Sper să vedem dacă pot să vă împărtășesc dumneavoastră. Spune așa, 5:18. Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Înțelegeți ceva din pasajul ăsta? Ce treabă are vinul cu Duhul? Sunt două lumi total diferite. Corect? Cum de-a pus aici... Nu vă îmbătați de vin, dimpotrivă, fiți plini de Duh. M-am uitat atent ce înseamnă plin de, în alte traduceri. Înseamnă controlat, înseamnă pătruns de, intoxicat sau puternic influențat, corect? A fi controlat de o putere care o întrece pe a ta. Nu noi facem umplerea, da? Și El face umplerea. A fi controlat. Acum nu vreau să vă întreb câți dintre dumneavoastră ați fost beat vreodată. Sau beți. Pe Doamne, nu le întreb că n-are rost. Ați văzut vreodată un om beat? Ok. Cum vorbește un om beat? Vorbește normal? Ok. Un om beat, de multe ori, te amuză, corect? Vorbește numai tâmpenii. Dar nu că vrea el să vorbească în tâmpenii. Credeți că vrea el? Așa. Un om care este controlat de alcool, cum merge? Când îl oprește poliția și îi spune, ați văzut pe YouTube de multe ori, ați văzut polițiști americani care îi oprește, la noi nu prea se întâmplă lucrul ăsta în America, ați văzut oameni care, polițiști care îi pune pe oameni, chiar și pe doamne, să meargă drept să vadă dacă au băut, înainte de a le pune fiola. Cum merg acei oameni? Ați văzut? Pot să meargă drept? Pot merge drept? De ce? Pentru că există cineva care îl controlează atât de puternic și este peste puterea lui și acela este vinul. Și Pavel vine și ne spune, nu vă îmbătați de vin. Adică când ai băut 2, 3, 4, 5, 7, 8, unii spun că de la 2 litri începe încălzirea. Când ori băut un litru de vin... Și ei sunt beți, ei nu mai pot să se controleze și atunci există ceva în spate care controlează și aceea este alcoolul care ajunge la nivelul creierului și pe lângă alcool vin acele spirite care îl prind. Și atunci mergem în latura cealaltă și Pavel ne îndeamnă și ne spune, mai degrabă fii plin de Duh. De ce trebuie să fii plin de Duh? Pentru că vei pierde ceva. Ce vei pierde? Controlul, dragule, ăsta e secretul. Ăsta e secretul când El stă în mine. Nu mă mai controlez eu. Și atunci nu mai vorbesc eu. Atunci nu mai merg eu. Atunci nu mai pun mâna eu. Ci pune mâna El. Vorbește El. Iubește El.
Știai că Domnul Iisus Hristos iubește cu mâinile tale, îmbrățișează cu mâinile tale? Știai că de multe ori stau păstori aici în față și cheamă pe oameni care, pe tineri poate, sau oameni care nu au avut parte de îmbrățișări din partea părinților. Și acei pastori îmbrățișează. Am văzut o chestie din asta de m-a șocat. Au stat 2 ore doar să îmbrățișeze, dragul meu. Nu sunt ei, este Hristosul din ei care face lucrul acesta. Dumnezeu la aceasta te cheamă pe tine, să nu te mai controlezi tu, să nu te lași controlat de nicio putere din spate, că-i vin, că-i substanță, că-s relații. Nu, ci lasă-te umplut de Duhul Sfânt. Nu tu faci umplerea, ci El o face. Tu ești doar un simplu vas în care se toarnă. Botezat cu Duhul Sfânt ești o singură dată, dar umplerea este de mult mai multe ori, de aceea tu ai nevoie să fii umplut cu Duhul Sfânt. Am nevoie să fiu umplut cu Duhul Sfânt, pentru că altfel umblu în fire și oamenii vor muri în jurul meu. Oamenii nu-L vor vedea pe Hristos atunci când eu trăiesc. Atunci când eu trăiesc, trăiesc în fire, trăiesc în vorbele mele, în faptele mele, în gândurile mele. Și Iisus Hristos îmi spune doar atâta: Cristi, te rog, finuț vine și spune: adevărat, gentleman, dă-te la o parte, lasă-mă să stau pe tronul inimii tale. Doamne, locuiește pe tronul inimilor noastre, Doamne. Dacă ar fi să fac chemare în această dimineață, de multe ori obișnuiesc să fac chemare și să spun: Îl ai pe Hristos? Nu l-am. Vino la El. Ce ar fi să fac o chemare în dimineața aceasta pentru cei care sunteți de 20 de ani în biserică? Câte mâini ar fi ridicate, oare? Câți dintre noi l-am dat pe Domnul Iisus Hristos la o parte? Și spunem: da, Doamne, Tu ești Domnul nostru, dar de fapt nu este așa. Pentru că dimineața când mă trezesc, trebuie să spui: Doamne, te rog eu, ajută-mă să mă dau jos de pe tron, nu vreau să trăiesc eu, ci vreau să trăiești Tu. Câți dintre voi ați avea curajul să ridicați mâna? Câți dintre voi v-ați cere iertare în dimineața aceasta și a spune: Doamne, te rog să mă ierți? Ai spus vreodată o rugăciune din asta? Poate că e prima dată când spui o rugăciune: Doamne, te rog să mă ierți că trăiesc. Ciudat, așa-i? Te rog să mă ierți că vreau să trăiesc eu. Pe tronul inimii mele, că despre asta e vorba, să nu mă înțelegeți greșit, că Dumnezeu vrea să trăiți până la 100 de ani binecuvântați și sănătoși și frumoși. Dar nu fără El, fără El mai bine nu. Cu El. Înțelegeți ideea? Înțelegeți un singur mesaj în dimineața aceasta? Hristos în locul meu! Atât! 4 cuvinte! Nu teologii, nu neapărat sofisticări de tot felul. De aceea ai nevoie să fii plin de Duhul Sfânt. Plin de Duhul Sfânt. Multe ori sunt obstacole în umplerea cu Duhul Sfânt. Deși Dumnezeu nu are o natură umană, El este totuși o persoană. El dezvoltă sentimente reale legate de ceea ce facem noi sau de felul în care ne raportăm la El. Ascultați-mă bine, Iisus este afectat de ceea ce faci tu, ceea ce fac eu. De aceea cuvântul lui Dumnezeu spune: nu întristați pe cine? Pe Duhul Sfânt. Efeseni 4:30 ne spune să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Ți-ai pus vreodată întrebarea ce înseamnă să-L întristezi pe Duhul Sfânt? Ați auzit, cred că, multe predici. Este un cuvânt din greacă, se numește lupeo. Lupeo înseamnă a îndurera, a cauza durere sau tristețe. Lupeo are legătură cu iubirea, dragul meu. Ascultă-mă bine, tu nu poți să întristezi un dușman. Eventual să-i aduci frustrare, să-i aduci ură, poate să te urească mai tare. Dar lupeo din dimineața aceasta, întristarea Duhului Sfânt are legătură cu dragoste. Iisus ne iubește ca nimeni altul. Și când facem ce nu-i place, Duhul Sfânt care este în tine este așa de îndurerat. De aceea tu trebuie să faci voia Lui. Nu ce vrei tu,
De multe ori eu vreau să fac multe lucruri. Sunt așa de deștept și de înțelept încât cred că asta e direcția. Și Duhul Sfânt spune, nu, dacă vei face lucrul ăsta, mă vei întrista. De multe ori când noi îl jignim pe fratele nostru, îl bârfim pe fratele nostru, de multe ori când noi ne comportăm într-un anumit fel, Duhul Sfânt, care este pe tronul inimii tale, se întristează. Știi de ce? Pentru că te iubește. Pentru că mă iubește. Și dacă vrei să reziști să fii un creștin la plin de viață, trebuie să fii umplut, controlat de El. Nu controlat de emoții, dragule. Foarte mulți creștini emoționali umblă în emoții. Ascultați-mă, creștinii emoționali sunt un dezastru. Duhul Sfânt îți spune, nu te lăsa controlat de emoții, nu te lăsa controlat de gândurile tale, nu te lăsa controlat de cei din jurul tău, nu te lăsa controlat de vin, pentru că comportamentul tău va fi diferit. Nu te lăsa controlat de puterea ta. Ci Duhul Sfânt vrea să spună, există o putere mult mai mare. Este aceea care a creat universul, care vrea să te stăpânească. Care vrea să te controleze. Vedeți, de multe ori cuvântul control este urât. Dar în sensul acesta este perfect. Ce minunat e să mă las controlat de Duhul Sfânt. Ce minunat e să mă las umplut, să fiu plin de Duhul Sfânt. Și apoi să mă golesc prin faptul că mă duc și binecuvântez pe oameni. Le slujesc oamenilor. Wow, ce minunat este lucrul acesta. Doamne, nu vreau să fac voia mea, ci vreau să fac voia ta. Doamne, nu vreau să te întristez, pentru că tu mă iubești așa de mult. Ai demonstrat că mă iubești așa de mult. 1 Tesaloniceni 5:19. Nu stingeți Duhul. A întrista înseamnă a nu face lucruri pe care nu ar trebui să le facem. Dar a stinge Duhul înseamnă să refuzi să faci lucruri pe care El dorește să le facem. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că dacă știi să faci o faptă bună și nu o faci, este păcat. Și atunci ce se întâmplă? Stingi Duhul. Atunci El nu te mai controlează pe tine, ci efectiv tu te controlezi pe tine și trăiești un creștinism pe eforturile tale, pe puterea ta și te ține 2-3 zile pentru că ești bun, pentru că ai putere, că Dumnezeu ți-a dat putere, dar te ține 2-3 zile, o săptămână. Și Domnul spune, nu, ăsta e creștinismul pe care eu ți-l doresc. Biserica aceasta trebuie să fie plină, dragilor, dar ascultați-mă, prietenii pe care eu i-am din lume nu vor veni dacă vor vedea un creștin din ăsta obosit. Mă duc la biserică. Nu! Prietenii mei vor veni la biserică și locurile astea vor fi pline cu o singură condiție. Dacă Hristos trăiește în tine și dacă oamenii din jurul tău îl văd pe Hristos, atunci oamenii vor veni. Dacă nu, nu vor veni. Și tu când te trezești de dimineață, te trezești cu acea viață care vine din El, viața Lui în tine, nu viața ta. Nu, nu creștinul care stă și se duce la supermarket și spune, Doamne, vreau bunătate, Doamne, vreau credință, Doamne, vreau să-mi dai binecuvântare, Doamne, vreau să-mi dai sănătate. Și Dumnezeu spune, oprește-te să mai faci lucrul ăsta. Păi, Doamne, dar scrie în Biblie. Bun, scrie în Biblie, eu pot să-ți dau, dar nu te ține. Eu vreau să fiu în locul tău, eu vreau să trăiesc în tine, eu vreau să trăiesc în viața ta. Asta este cheia. Și în fiecare dimineață tu trebuie să faci această invitație, chiar dacă ai făcut-o acum 25 de ani. Doamne Iisuse, te primesc. Doamne Iisuse, în dimineața aceasta vreau să mă asigur. Vreau să mă asigur, Doamne, Tu ești pe tronul inimii mele. Doamne, vreau să mă umpli. Doamne, vreau să nu te întristez, Doamne. Doamne, vreau să fiu controlat de Tine, Doamne. Și ultimul lucru poate, și cu asta închei, și cel mai periculos lucru, dragilor, ascultați-mă bine, este cel mai periculos. Respingerea Duhului Sfânt, ați auzit? 1 Tesaloniceni 4:8. De aceea, de aceea, cine ne socotește aceste învățături, ne socotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu care v-a dat și Duhul Său cel Sfânt. Dacă au fost lucruri pe care Duhul Sfânt, care este în tine, au vrut să le schimbe și tu spui, nu vreau, este respingerea Duhului Sfânt.
Acesta este lucru cel mai periculos care ți se poate întâmpla. Doamne, eu nu vreau să schimb asta. Ai o problemă serioasă. Atunci când am întristat pe Duhul Sfânt și am stins Duhul multă vreme, așa încât am respins lucrarea pe care El ar trebui să o facă în viața noastră, refuzând sfințirea sa, știi că l-am respins sau nesocotit pe însuși Dumnezeu. Vedeți diferența dintre creștinismul care ni se promite și celelalte religii? Înțelegeți de ce Dumnezeu nu vrea să faci nimic? Dumnezeu nu vrea neapărat să lucrezi pentru El, ci Dumnezeu dorește să lucreze El în tine și prin tine? Înțelegi că dacă tu îl primești pe Hristos și dacă te asiguri în fiecare dimineață că El domnește pe tronul inimii tale, vei fi acel creștin extraordinar și vei avea o putere și vei avea un impact fantastic? Știați că creștinii din Africa care pun mâna pe oameni și spun în numele lui Iisus Hristos cancer ieși afară, în numele lui Iisus Hristos, știi că ți-a dat putere să spui ieși, să spui demonului ieși. De ce? Pentru că El este pe tron, nu, pentru că Hristos este acolo. Și atunci puterea se manifestă. De aceea aș vrea să închei în această dimineață. Nu știu dacă ați înțeles, dar este un lucru cu care eu mă frământ. Dar știți că am experimentat și eu creștinismul acesta și îl experimentez de multe ori și eșuez de multe ori în vorbire, în caracter. Domnul mi-a adus aminte și mi-a spus, Cristi, ai ții minte când te duci și te-ai pus pe genunchi? Și ai spus, Doamne, măi, pe tronul inimii mele, iartă-mă. Iartă-mă că am trăit un creștinism prin puterea mea. Iartă-mă că ți-am cerut lucruri să le fac prin puterea mea. Nu mai vreau să fac lucrul acesta. De aceea aș vrea să invit pe cei creștini, de data asta nu pe cei care nu-L cunosc pe Iisus. Aș vrea să invit pe cei creștini de 20 de ani, 30 de ani, care se regăsesc în treaba asta. Să spui în dimineața aceasta, Doamne, te rog să mă ierți. Ești așa de finuț. Doamne, ești prietenul meu cel mai minunat. Doamne, iartă-mă că am trăit un astfel de creștinism. Doamne, iartă-mă că te-am dat jos de pe tron de multe ori. Și m-am mințit cu falsa idee că acum 25 de ani te-am primit pe tine ca Domn și Stăpân. Iartă-mă. Iartă-mă că în fiecare zi când mă trezesc dimineața, în loc să trăiești tu prin viața mea, trăiesc eu așa de bine, Doamne. Iartă-mă că de multe ori trăiesc în firea mea pământească, Doamne. Dar, Doamne, astăzi, în dimineața aceasta, Doamne, vreau să te pun pe tronul. Vreau să te pun la locul tău de cinste. Doamne, m-am săturat să mai fi chiriaș în inima mea. Doamne, m-am săturat să mai fi vizitator în inima mea. Doamne, știu că în dimineața aceasta, prin Duhul Sfânt, Tu ne spui că Tu vrei să locuiești. A locui înseamnă a sta acolo. Doamne, iartă-mă că de multe ori te-am ținut pe tronul meu atunci cât mai binecuvântat și apoi te-am dat la o parte. Iartă-mă. Doamne, ajută-mă, Doamne, că sunt un creștin lipsit de putere și vreau să trăiesc o viață victorioasă pentru că Tu mi-ai promis lucrul acesta, Doamne. Iartă-mă. Ajută-mă să am impact în lumea aceasta. Ajută-mă, Doamne, ca în fiecare zi Tu să le vorbești oamenilor. Folosește-te de gura mea. Folosește-te de mintea mea. Folosește-te de mâinile mele. Folosește-te de picioarele mele. Și, Doamne, atunci când vorbesc, atunci când îmbrățișez, atunci când merg, atunci când dorm, atunci când mănânc, Doamne, Tu să fii și nu eu. Și, Doamne, dacă încă nu am murit față de firea mea pământească în dimineața aceasta, te rog, Doamne, răstignește-o încă o dată. Doamne, sunt de acord să răstignești firea mea pământească încă o dată. Și, Doamne, cu adevărat să fiu umplut în această dimineață. Haideți să ne ridicăm în această dimineață în picioare. Și fiecare dintre noi să ceară acest lucru. Fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi să ceară acest lucru.